Bună ziua de la Eurohandball, în primul rând felicitări pentru jocul spectaculos de ieri, așa de spunem noi. Ne interesează foarte mult starea dumneavoastră de sănătate și cum vă simțiți după acest joc mai hotărător pentru clasarea cât mai sus în grupă. Da, mulțumesc în primul rând. Bine, sunt puțin obosită după meciul de ieri, pentru că, așa cum ați văzut, am jucat 60 de minute și atac și apărare, însă mă simt foarte bine și atmosfera în echipa națională la momentul de față este foarte bună. Urmează un meci care spunem noi că ar decide locul 2 în această grupă. Vă interesează acest loc? Nu știu, nu ne-am gândit la ce loc vrem să ocupăm în grupă. Ne gândim decât că ne dorim să câștigăm fiecare meci, să jucăm cât mai bine la fiecare meci și de asemenea să nu cedăm așa cum nu am făcut-o nici ieri împotriva Sloveniei, deși eram conduse la un moment dat cu 5-6 goluri și am revenit în meci și pe final am câștigat. Vrem să luptăm din primul până în ultimul minut la fiecare partidă. Acest mix suporteri peste 500 cu îmbinarea generației tinere din echipa națională ne poate duce departe la acest campionat mondial din punct de vedere al liderului ei? Nu știu, este mult până departe. Avem această grupă, mai avem încă 3 meciuri rămase, ne gândim doar la următorul meci împotriva Spaniei și vreau să punctez acest lucru legat de suporteri și să le mulțumesc din tot sufletul că sunt alături de noi la fiecare meci și practic jucăm cu sala plină în Germania și ne simțim ca acasă. Ieri am asistat la ceva incredibil pentru România, după o aruncare din poartă în poarta ta, care a fost ratată, toată lumea te-a aplaudat și te-a susținut, spre deosebire de ceea ce cunoaștem noi despre poporul român, iar acest lucru ne arată un spirit de luptător din partea tuturor. E adevărat și lucrul ăsta pe mine personal m-a ajutat foarte mult pentru că am auzit cum oamenii scandau numele și erau alături de mine și vreau să le mulțumesc pentru asta. Cred că și oamenii simt că echipa națională dă totul pe teren la fiecare meci și merită să fie sprijinită pe parcursul întregului meci. Ce ați discutat voi personal despre acel meci cu Franța-Slovenia în care Franța a pierdut neașteptat? Am zis că Slovenia este o echipă foarte bună, care joacă un handbal foarte bun, chiar dacă nu am mai fost la un turneu final de 10-12 ani. Și am spus că trebuie să fim conștiente și să ne dăm seama că ne așteaptă o partidă foarte grea și să jucăm bine și tare de la început. N-am reușit în prima repriză, de fapt am avut probleme doar cu o singură jucătoare a lor, intero-dreapta, care a reușit să scrie niște goluri extraordinare, însă am revenit în meci și am intrat cu un rezultat de egalitate la pauză și apoi am avut mai mult timp să discutăm și să ne liniștim. Ne-am dat seama că scorul e din nou 0-0 și era mult mai încrezătoare. Am discutat exact ce trebuie să facem, pentru că ne-a fost foarte greu să discutăm lucrul ăsta la un singur minut de timeout și am intrat mult mai încrezătoare și am luptat până în ultima secundă și ați văzut și dumneavoastră, am reușit o repriză a doua foarte bună și am reușit să câștigăm meciul. Nu știu dacă știi, dar împreună cu Elisei aveți mai multe selecții decât toate celelalte jucătoare aflate în echipa națională a României în acest moment. Din acest punct de vedere, cum s-a pregătit această națională nouă, spunem, cu celelalte colege mai tinere pe care le aveți pentru a îmbina cât mai repede acest? Da, nu știam lucrul acesta, însă știu că avem 9 debutante. Știm cu toții că avem o echipă națională în reconstrucție, încercăm să le ajutăm cât mai mult pe fetele fără experiență să treacă peste trac, peste presiune, pentru că acestea există și sunt lucruri normale. Încercăm să nu punem presiune pe echipa națională, vorbind de medalii și de rezultate mari, pentru că avem o echipă în reconstrucție și ne dorim doar să ne gândim la următorul meci și să încercăm să jucăm cât mai bine. Așa că cel mai important meci e cel care urmează împotriva Spaniei. Noi vă mulțumim, suntem alături de dumneavoastră până la orice meci, îl veți câștiga și îl veți pierde, așa cum vă doriți și vă urăm să ajungeți tot în primele 4, măcar ca acum 2 ani. Mulțumim frumos! Mulțumim. Bună ziua de la Eurohandball, în primul rând felicitări pentru o victorie muncită și, de asemenea, extrem de importantă. Ne așteaptă un meci cu Spania,
care noi spunem că decide locul 2 în această grupă, cel puțin. Cum ați discutat voi despre această partidă? Bună ziua! Da, am avut două meciuri, ne bucurăm că au ieșit cu rezultat pozitiv pentru noi, dar noi deja trebuie să uităm și în mare parte am uitat de aceste două meciuri. Cel mai important meci este cel care urmează, e cel cu Spania. Va fi un meci foarte greu. Tot ce contează ca la sfârșitul meciului noi să fim mulțumite că am dat totul pe teren, să luptăm pentru fiecare minge și ne dorim ca să iasă pozitiv. Dar e important să ne susținem una pe cealaltă și să luptăm. Luptăm împreună. 220 de selecții are Valentina Elisei la echipa națională a României, 160 are Cristina Neagu și toate celelalte jucătoare ale naționalei au sub acest număr de selecții pe care le aveți voi două. Ce înseamnă acest lucru pentru parcursul echipei naționale în acest campionat mondial? Noi suntem jucătoare cu experiență, celelalte jucătoare sunt debutante la un campionat mondial, noi încercăm să le susținem, să aibă încredere în ele, să gândească că unitatea echipei e cea mai importantă, că la sfârșit echipa României să câștige și dacă câștigă echipa, toată lumea are de câștigat. Însă jucătoarele acestea tinere care au venit la echipa națională în acest moment au, să zicem, deschiderea înspre a absorbi această experiență pe care o aveți dumneavoastră? Discută mult cu dumneavoastră în aceste zile? Bineînțeles, sunt jucătoare deschise și noi suntem foarte deschise. Încercăm să le ajutăm cum putem. Din câte le văd eu pe ele, vor, își doresc, au o dorință foarte mare și eu zic că vor reuși. Echipa Spaniei se află și ea într-o reconstrucție, putem spune, și antrenorul a fost schimbat, contează acest lucru? Nu trebuie să ne gândim că echipa Spaniei e în reconstrucție și noi suntem în reconstrucție. Contează ceea ce facem noi, cum gândim noi și să rămânem la fel de unite. Unitatea grupului, forța echipei, întotdeauna e cea mai puternică și asta este atul nostru. După meciul acela surpriză, spunem noi, între Slovenia și Franța, ce ați discutat voi despre acel meci când ați auzit rezultatul final al partidei? Noi nu am discutat despre acel meci, pentru noi era important ceea ce facem noi pe teren. Contează foarte mult ceea ce facem noi, nu ce fac ceilalți adversari. Pentru Valentina Ardean Elisei contează un anume adversar din grupa B? Ne referim aici la Suedia, Polonia sau Ungaria? Nu, pentru că nu vreau să mă gândesc acolo. Eu mă gândesc acum la următorul meci. Următorul meci e foarte important pentru noi și acolo sunt concentrată 100%. Adică, din punctul tău de vedere și al experienței pe care l-ai la echipa națională, oricare adversar din grupa B ar fi un meci greu sau să-l puteți elimina? La acest nivel toate meciurile sunt foarte grele și nu vreau să mă gândesc la acel meci, mă gândesc la meciul cu Spania. Acolo sunt concentrată. Credeți că putem ocupa locul 2 dacă învingem Spania? Nu vreau să mă gândesc ce loc vom ocupa. Nici acest deci loc. Nu vreau să mă gândesc. Mă gândesc cum trebuie să fim noi pe teren în meciul cu Spania. Ieri am asistat la ceva ieșit din comun pentru poporul român, la o aruncare din poartă în poartă a Cristinei Neagu. Toată lumea a susținut-o și a felicitat-o și a aplaudat-o. Acest mix suporteri echipa națională ne poate duce sus? Bineînțeles și vreau să le mulțumesc pe această cale că sunt alături de noi și ne susțin pe tot parcursul meciului. Vă urăm un succes mai departe. Suntem alături de dumneavoastră. Fie să fiți sănătoase în primul rând, pentru că milioane de suporteri vă susțin în acest moment. Mulțumim mult de tot!